Înainte ca proiectul Eco Youth să se sfârșească, voluntarii ATE Călțun, Club UNESCO, s-au gândit să includă și pe tinerii din comunele județului Argeș în activitățile cu tematică ecologică, activități la care învățarea s-a făcut prin intermediul educației non-formale. Proiectul Eco Youth a avut ca obiectiv educația ecologică a tinerilor, cu orientare și spre a-i aduce outdoor, pentru că tinerii din ziua de azi petrec foarte mult timp liber în fața calculatorului și nu mai fac mișcare, nu mai ies afară în natură. Și au fost niște sesiuni de 2 ore aici în oraș, 3 sesiuni am avut cu copii și tineri de la 9 la 18 ani și 4 sesiuni am avut în comunele Cepari, Albești, Nucșoara și Băiculești. Cu ajutorul educației non-formale, tinerii au reușit să găsească soluții pentru probleme ale mediului cu care ne confruntăm astăzi și care au impact negativ atât asupra pământului cât și asupra oamenilor. După prezentarea rezultatelor proiectului, s-a făcut premierea tinerilor care au participat la concursul de pictură.